Salut! Mergem acum la banda de sortare să vedem cum se sortează deșeurile aruncate de noi, aruncate aiurea, fără să fie puse pe sortimente în saci pe care noi ar trebui să avem la dispoziție sau pe care ar trebui să-i cerem administratorului ca să ni pună la dispoziție. În spate este foarte mult gunoi care va urma să fie sortat și hai să vedem ce se întâmplă pe stația de sortare. Acolo intră în primul tur. Din el cad deșeurile mici, grele, umede, alte contaminări din deșeuri, astfel încât ce rămâne aici sunt bucăți mari, sunt cartoane, sunt ambalaje, sunt doze, sticle de PET, sticle de sticlă, dar nu mai ajung cele biodegradabile. Am înțeles. Iar de aici, deci pe ciurul ăla se pierd biodegradabile și rămâne partea uscată în continuare, pe bandă. Exact. Iar de aici sunt aproximativ 20 de lucrători, 10 pe partea, 10 pe alta, fiecare selectând materia pentru care este desemnată. Cam câtă cantitate intră, Bogdan, pe bandă aici, pe zi, da? Sau pe un schimb? 50 de tone pe un schimb sau pe un schimb? Pe schimb, 50 de tone pe schimb. Că avem 3 schimburi? În 2 schimburi. Deci asta înseamnă cam 100 de tone pe zi, pe linie. Acum, de fracție uscată, da. Dar când vine vorba de două linii și când băgăm deșeuri care sunt un pic contaminate, ele sunt mai grele și mai... Și atunci intră mai multă materie primă. Am înțeles. Una peste alta putem procesa 6.000 de tone pe lună. 6.000 de tone pe lună. Da, cu 24 din 24 și cu marfă și cu toată celălalt. Deci din asta este fracție uscată. Da, sunt ambalaje împreună. La sfârșit o să vedeți peturi la peturi, folie la folie, plastic la plastic. Am înțeles. De exemplu aici se aruncă plasticul. E folie colorată aici. Folia colorată, da? În partea asta este folie albă sau colorată. E același container, am înțeles. Folie colorată, da? Da. Să rămână. Folie albă. Uite, uite, uite ce frumos se selectează, vezi? Da. Exact așa o primez reciclatorii. Doamna ceară. Hârtie carton. Hârtie carton. Am înțeles. Peturi colorate, verzi și albastru. Tocmai ce au fost valutate, nu? Pet. Verde și albastru. Și verne. Pet transparent, nu? Și albastru, parcă. Albastru. Tocmai ce au fost balotate, de asta nu mai e. O să vezi eu. Pet transparent. Asta, de exemplu, care sunt... HDPE, e altceva, o să-l vezi. E altă... Dar cele care sunt contaminate cu substanțe nouă, cu lapte sau cu alte... Depinde cât de mult. Dacă e puțin, o lăsăm așa, pentru că la reciclare se va... Se spală. Se va spăla, da. Totuși, reciclatorii impun niște condiții. Dacă contaminarea este foarte mare, atunci ceea ce... Procesul lor de spălare și de curățare este foarte costisitor. Am înțeles. Și... Probabil nu ți-l ia în considerare la asta. Da. Dau și scăzământ la... Dau scăzământ. Tetrapacul, apropo. Se tratează separat, da. Hârtie. Hârtie albă aici. Nu mai hârtie albă, ziare, după cum vezi. Aici ajunge HDPE-ul.
Am înțeles. Bidoanele de... Ajung bidoanele de... Vrei să luăm pe partea cealaltă să ajungem? Hai să da. Să vezi ce se întâmplă la capăt. Unde există separatorul magnetic. Mergem pe fluxul de producție împreună cu Dan, directorul, și în spatele meu Bogdan, care este șeful acestei stații de sortare urbane SA pentru sectorul 6. După ce terminăm cu revizia de mâine, funcționează și stația. Am înțeles. Filmează un pic, aici să vezi, uite cum îl trage, îl vezi? Da. O să-l tragă, aici să vezi cum într-un final, dar nu știi cum e. Automat, tot ce înseamnă conservă de metal, gen conservele de hrană de animale, conserve de mâncare, conserve de orice fel care este de metal, în momentul ăsta ies din această fracție uscată în mod automat. Și partea de aluminiu? Aluminiu se scoate manual, sunt locuri mai... Ăla e un spray, dar e prea greu, vezi? Înțeles. A trebuit să-l ducă cu mâna. Conservă de pește, de... Da. Da? Tot ce e metal, practic, se scoate de către... Problema cu conservele astea este că distrug cartonul și hârtia în procesul de reciclare, când le aruncăm împreună la, da, la coșul de gunoi, da, alterează. Da, 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 da. Câte și asta, iar ce rămâne, ce rămâne este deșeu incinerabil. Ajunge la fabrici de ciment ca și combustibil, deșeu combustibil. Și cam cât livrați pentru fabricile de ciment? Undeva până în 50%, între 33% și 40% din tot ce colectăm, deșeu ca fracție uscată, este contaminat și ajunge... Deci între 35% și 40% da, e contaminat, ajunge la... Fabricile ciment și... Pentru cogenerare. Da, exact. Deci pentru că are o valoare energetică, dar nu mai e bun de reciclare. Dar în schimb este bun să fie folosit ca și combustibil. Am înțeles. Pahare de cafea. Astea niciodată nu se da, pot recicla, n-ai cum să le reciclezi. Fabricile de ciment sunt cele din jurul Bucureștiului. Fien, da, probabil. Da, da, da. Fien, Măgidia, Tâmpulung. De exemplu, acum intră la balotat Petru, ce ai văzut că era gol. Da, da, da. Uite. Și jos acolo se fac baloți. Da? Hai să vedem ce ești cu baloții. Deci aici suntem în zona de balotat a deșeurilor reciclabile. Pe bandă avem peturile. Din bunker o dată umplut, da? Hai să vedem baloții. Da. Aici avem stația de balotat. Urmează să ia. Deci aici avem un balot de pet maro. Da, un balot de lădițe, de plastic din comerț, acela asta de la... Asta cum sunt sortate sus? A, nu, sunt venit în tranșă. Da, da, venit în tranșă. În tranșă. În care s-a terminat marfa, se apasă buton, se leagă balotul și poate să intre altă marfă. Am înțeles. Și de... Am înțeles. Deci, PET, doze HDP, da? Tot ce înseamnă de tuburi, de șampon, de detergenți, de asta, carton, da? Carton, PET-uri în colore, albe, da? Și folie în color.
Deci, practic, da, se poate balota orice, se închide balotul și vine următorul balot. Procesul e continuu. Am înțeles. Și asta merg către... De aici... Hai să vezi afară. Se întâmplă că le iau un... distribuitor și le aduce aici. O parte, cartonul e înăuntru, dar aici e mare parte din marge. Da? Și aici sunt depozitate pe categorii. Pe categorii. Da? Până se face de un tir, de un transport. În momentul în care se face cantitate, strângem cantitate suficientă pentru un transport, da? Se încarcă într-un tir. Cineva ne întreabă, probabil a venit mai târziu, dacă deșeurile din programul 0 din sectorul 6 ajung și ele acolo. Da, da, toate, da, ajung aici. Toate deșeurile. Toate deșeurile, da. Tot ce se poate procesa în scopul salvării materialelor reciclabile, adică cele stradale, cele abandonate, fracția uscată, taxa zero, în afară de cele menajere municipale și reziduale, da, care merg la stația de sortare de la Ilfov, care e pentru așa ceva. Am înțeles. La Rome Waste. Da. Deci cele umede merg la Rome Waste, partea, da, umedă, partea uscată ajunge aici. Plus stradal, plus, da, abandonate, plus voluminoase, dacă ai văzut. Și de aici oricum vă rezultă o parte umedă în urma, da, turului. Da, rezultă o mică parte care ajunge la groapa de gunoi, da, dar mare, o parte mare sunt acestea incinerabile, care într-un final ăsta e, deși e incinerabil, uitați. Deci ăsta ajunge la fabrica, da, de ciment pentru cogenerare. Practic sunt reciclabile, dar sunt murdare, sunt contaminate, exact, nu se mai pot recicla. Proastă. Fabricile nu le mai pot recicla, costă foarte mult reciclarea, mai mult decât prețul materiei prime. Și ele ajung la fabricile de ciment, unde sunt folosite ca și combustibil. Dar n-ajung în groapa de gunoi. Bunkerele vezi de aici. Ce se întâmplă cu cauciucurile alea? Le transportăm prin... Lucrăm cu asociații colective de gestionare a deșeurilor de ambalaje, de anvelope uzate. Ele ajung tot, o mare parte, tot la fabrici de ciment, folosite ca și combustibil. Astea sunt ce ai văzut de sus. Așa arată un bunker, în urmă, care se umple. Se deschid porțile, se bagă la balotat. Ăsta de aici e singurul deșeu care... Acolo ăla e din construcții. Da, da, din construcții. Și ele trebuie preluate la o sortare, pentru că oamenii nu pun numai inerte, mai pun metal, pun lemn. Și atunci mai trebuie salvate. Și ce faceți cu asta din care rezultă în urma sortării de la construcții? Cele care sunt contaminate ajung la groapa de gunoi. Am înțeles. Ce putem salva inerte, se mai pot folosi în regimul de umplere. Sunt fel de fel de lucrări care au autorizație de mediu pentru preluarea. Vai, ce praf s-a făcut aici. Nu e regulă. Nu e, de obicei nu e așa, dar foarte mult praf. E în regulă, am avut, da, și zile mai triste. Nu, dar de obicei nu e așa, în sensul că deșeul n-a fost pus tot în saci, după cum vezi, da, și a fost pus la grămadă în container, ceea ce nu se face, contraindicat, dar echipajul nostru, dacă la suprafață sunt saci, nu-și, da, dă seama în container, corect, cum s-a pus, dacă s-a pus cum. Corect. Da. Și din asta mă ziceți că mai faceți, da, un sortar. Da, sunt fel de fel de găleți de vopsea, lemne, fel de fel de profile metalice, fel de fel de... Ele se vor trage. Am și înțeles. În final va rămâne numai... Vată minerală, da, acolo. Da, aia merge la groapa, da, de gunoi, da, n-are nicio fel. Vată minerală... Nu există program de... Da, nu ajunge la coin... La fabrica nu, de nu-i primită, nu, primită. Nu-i primită, nu? Nu-i primită. Anvelope, tot așa, după domeniul public, sunt separate de oameni și... Am zis, și asta le duceți la, ai zis, la niște asociații, da, care... Da, spre exemplu, se ocupă de el. Asociația care noi avem contacte cu anvelope, în momentul în care facem de un camion întreg de un tir, uh-huh, da, facem comandă la ei și ei trimit transportatorul și mai departe le duc fie la fabrică de ciment, fie la... Noi doar le punem separat. Ce ajunge de aici? Acolo? Ajunge ce am văzut noi la sfârșitul benzii de sortare? Da, ăsta se deșeu... transformă în deșeu combustibil. Da, încă o dată, cel care merge la fabricile de ciment, gen PN.
aici care e partea de metal. Am înțeles. Toate astea sunt metalici. Mi se pare că aici cade partea de... Da, da, umerașele astea le-am văzut pe bandă mai devreme. Iar aici cad dosele. Și ele se balotează. Mai puțină, să spun așa, fracție din tot deșeul procesat aici este cea reziduală din cele două containere mari de subciururi, care asta ajunge la groapa de gunoi. Am înțeles. Singurul deșeu de aici care se mai... Deci avem sortarea pe diferite categorii de plastic, da. Cartoane, hârtie, peturi, metal la sfârșit. Și doze de aluminiu separat. Și doze de aluminiu. Plastic, HDPE. Sunt peste 9 categorii de... 9 categorii, da. Am înțeles. Fracția și ăsta este asta e fracția singurul umedă, deșeu, da, singurul care deșeu merge care pe groapă. Da, care ajunge la groapă, exact. Și taxa la groapă? Da. Ăsta este cel mai scump și costisitor deșeu, cel mai nociv. La el se plătește tot, și prețul de eliminare prin depozitare, e cel mai mare. Cu toate taxele aferente, în momentul ăsta suprataxa este 30 de lei peste prețul de rampă. Uh-huh. De la 1 ianuarie o să fie 80 de lei. 80 de lei peste prețul de rampă. Hai să vezi și cartonul. Așa că putem intra pe aici, da. Depozitul de carton. E o altă presă. O folosim numai pentru carton. Am înțeles. Pentru carton. De la am înțeles, presă de obicei, de carton. De obicei aici vine marfă carton curat. Astea de la agenții comerciale, mall-uri, hipermarketuri, asta supermarketuri. Asta e o presă uscată, de fapt. Da, numai pentru carton. Polistirenul, apropo, by the way, polistirenul de la electrocasnice și de la, da, îl reciclăm pe tot, avem parteneri. Dacă se pune separat, uh-huh, da, totul se balotează, se fac baloți și se reciclează. Tot polistirenul. Iar aici sunt baloții de carton, câțiva baloți de folie colorată, carton și hârtie. Carton. Fiecare deci ăsta e cartonul asta curat, e cartonul, da, care fiecare se reciclează. Ia, fiecare ia drumul lui, da. La reciclatorul lui, la fabrica lui de... Hârtia curată. Da. Asta bănuiesc că o scoateți voi de la instituții, că altfel e greu să obții hârtie curată de la populație. Și din fracție uscată, acolo unde nu este contaminată și nu e murdară. Dacă e murdară, oamenii o lasă și ajung la capăt, la capătul benzii unde merge la incinerare. Am înțeles. Deci ia de pe bandă și e curată. Bună ziua! Deci încă o dată, cât gunoi vă intră vouă pe zi din sectorul 6? Zilnic aici ajung undeva la între 100 și 200 de tone. Uh-huh. Și către Romul ăsta ai zis că merge... Fracția umedă, da? Da, da, ai mai mult, la 300 și ceva de tone. Probabil. Deci 350 de tone, să zicem, plus 150 de tone. Da. Aici sunt vreo 500 de tone, da, zilnic, dacă, nu? Dacă mai punem și pe cele din construcții, și pe cele voluminoase, și pe cele stradale, și pe cele... Ajungem undeva la 700 de tone pe zi. 700-800 de tone, uite, pe zi. Programul taxator, uitați. Da? Da? Tocmai ce a venit mașina. Da? Și descarcă. Uitați cum arată marfa. E foarte bună. Asta este marfă reciclabilă cu valoare. De-aia... Din cauza asta și oferim asociațiilor de rocatari discount, pentru că, uitați, arată foarte bine, e luată numai de către... Am înțeles, uite, Tomai a picat o bucată de sticlă. Da. Dan, cum reciclați voi sticla? Sau care firul tehnologic? Sticla ajunge la Green Glass, de aici din... Green Glass al lui domnul Damov, nu? Din... Da, Popeșile Ordeni, da, dacă nu mă înșel. Ea e luată de obicei separat sau pusă separat. După ce vedeți aici... Am înțeles. Sunt câteva căle de sticlă. Avem container mare de sticlă. Este scoasă manual, deocamdată. Pentru că sticla o să aibă nevoie și are nevoie de un flux separat. Da. Separat. Și bineînțeles are nevoie să fie curat. Dan,
A fost ordonanța asta care a schimbat multe pe piață, a scos cumva micii colectori. Unii considerau pirat, alții ziceau că fac o treabă bună. Acum ai poți să lucreze doar prin intermediul vostru, nu? Ca și parteneri. Micile firme care mergeau și colectau sticla de la doamna care făcea curățenie pe scara blocului, de la câteva firme. Erau foarte multe firmulițe de astea care munceau. Ce se întâmplă cu ele, care, că și acolo lucrau niște sute mii de oameni pe București. Da, în momentul ăsta la populație nu cred că mai e posibil legal să existe un sistem paralel de colectare pe lângă cel existent, cel al operatorului. Ce-i drept, apropo de programul Taxa Zero, ne confruntăm într-adevăr cu o, să zic așa, o mică problemă, în sensul că noi oferim acea compensare asociațiilor de locatari oficial, la vedere, pe factură, ca și discount. Am înțeles. E bine, alte variante de colectare oferă direct bani, fie femeii de serviciu, fie fără niciun fel de... Și atunci niciodată nu o să ne comparăm noi cu un sistem oficial care plătește toate taxele, care are angajații, toți angajați cu acte legale, cu toate contribuțiile plătite, cu cineva care la o mică înțelegere face un schimb de valori la negru. Niciodată nu o să fim la fel de competitivi sau... Și atunci și din punctul ăsta de vedere, omul final preferă suma mai mare și nu-l interesează dacă e oficial, dacă e la vedere sau... Dar în cazul ăsta nu se mai aplică taxa zero, că nu mai ai cum. Nu se mai aplică, da. Adică acea materie care trebuia să ajungă la noi prin programul taxa zero e alt canal, e alt traseu. Am înțeles. Ce se întâmplă cu asta? Sunt resturi, dacă le vezi de acolo, se ajunge la groapa de gunoi asta. Am înțeles. Deșeuri care nu se mai pot folosi sub nicio formă. Spre exemplu, un linoleu de la construcții, murdar, cu tot asta nu intră de... la ciment, la... Nu, are PVC ce, și cimentul nu îl primește în cu PVC. Mare, ce intră în industria cimentului pentru... Tot ce poate să ardă, dar în special ambalaje. Spre exemplu, nu intră tâmplăria cu PVC, nu intră orice fel de plastic cu PVC, nu intră materiale contaminate cu substanțe chimice, gen vopseluri, gen care fac parte din altă categorie, de periculoase. Da. Da? Toată partea de ambalaje poate intra, lemne pot intra, dar nu chimice, nu PVC, nu vată minerală, nu... Am înțeles. Astea sunt cele mai nocive și nu, deocamdată nu avem soluție pentru ele. Soluție de reciclare, mă refer. Da. Practic, odată ce separarea deșeurilor o să devină o obișnuință pentru toți cetățenii, deșeurile vor ajunge aici cu o calitate mult mai bună. Am înțeles. Și atunci va crește Hai eficiența. Hai să vedem și partea văzut mai de... voluminoasă. Da, mai ce devreme. Ce se întâmplă cu mobila abandonată pe domeniul public sau... Deci asta e partea de mobilă. Da. Din ce vedeți aici... Sărut mâna! Mare parte sunt abandonate și sunt colectate de noi prin serviciu stradal de pe domeniul public. Practic, oamenii n-ar trebui să procedeze așa, ar trebui să sune, să facă o comandă la noi, să-și achite contravaloarea acestui serviciu. Deșeurile ajung aici. Pentru a reduce cât mai mult ceea ce ajunge la groapa de gunoi, plus că depozitul de gunoi nu primește deșeurile exact așa cum le vedeți, aplicăm un proces de demontare, de desfacere, unde separăm lemnul, separăm fierul, separăm textilele, tot ce se mai poate folosi sub o formă sau alta. Textilele de aici, într-adevăr, ajung toate la incinerare. Am înțeles. Dar parte din lemn ajunge și el la incinerare, dar lemnul care este bun, necontaminat, nevopsit și ajunge la fabricile de pală. Aici e foarte multă muncă. Muncă manuală, da. Exact. Să rămână. Da.
Dacă ne permite să filmăm și noi în timp ce, da, ce lucra, să le arătăm că nu e așa ușor ce faceți aici. De ce ne-ai adus buchinele? Multă migăloasă. Da, producătorii de bunuri până acum nu și-au pus problema ceea ce se întâmplă cu produsele lor după perioada de viață. N-au fost obligați și în consecință nu există un procede, o procedură ceva optimizată, cum e pe procesul de fabricație, cum există o bandă de fabricație, să existe și o bandă de, da, care de asamblare, exact, da, și materialele și așa sunt fel de fel de de modalități prin care și implică multă manoperă. Ca să scoți o asemenea fierul dintr-o saltea, cum vedeți, da, acolo, să-l duci la fier, e foarte multă muncă. E foarte multă muncă. În viitor sunt sigur că vor exista impuneri, da, și condiționalități pentru toți producătorii, ca atunci când fac un produs, să ofere și mai departe ce soluții, se întâmplă cu el. Da, de cum, reciclare. Exact, cum se va proceda cu acel produs când nu mai este folosit și devine un deșeu. Ia seama, dintr-un fotoliu să scoți lemnul pe lângă toată căpușala asta. Textil, burete și toate cele. Foarte multă manoperă. Încă o dată să mulțumim gazelor de la Urban SA că ne-au arătat ce se întâmplă cu deșeurile noastre după ce le aruncăm și unde ajung și ce muncă și efort trebuie depus ca acestea să fie sortate și apoi reciclate. Dan Ceaușescu, care este director al companiei. Oricând, cu plăcere. Probabil că în viitor. Bogdan, care este șef peste tot ce ați văzut voi în spate. Probabil că în viitor. Bogdan, la cât vin oamenii aici? La ce oră? Cât... 7 dimineața până la 7 seara. Am înțeles. Sunt două schimburi de câte 12 ore. Am înțeles. Și vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. O zi bună și ne vedem în continuare.